Fiilor, puțin timp mai sunt cu voi. Voi mă veți căuta, dar după cum am spus iudeilor, unde mă duc eu, voi nu puteți veni, vă spun și vouă acum. Poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul. Precum eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. În aceasta vă cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea iubire unii către alții. Doamne, l-a întrebat Simon Petru, unde te duci? Iisus i-a răspuns, unde mă duc eu, tu nu poți veni acum după mine, dar mai târziu vei veni. A întrebat din nou Petru, Doamne, pentru ce nu pot veni după tine chiar acum? Viața mea voi pune-o pentru tine. Atunci Iisus i-a răspuns, viața ta vei pune-o pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun ție, că nu va cânta cocoșul până ce nu te vei lepăda de mine de trei ori. Să nu se tulbure inima voastră. Aveți credință în Dumnezeu și în mine aveți credință. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, iar dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, vreau să mă duc să vă pregătesc vouă loc. Și dacă mă voi duce și vă voi pregăti vouă loc, iarăși voi veni și vă voi lua pe voi la mine, pentru ca să fiți și voi unde sunt eu. Și unde mă duc eu, voi știți și știți și calea. Zisa Toma către el, Doamne, nu știm unde te duci și calea, cum putem să o știm? Iisus i-a răspuns, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl meu decât numai prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine și pe Tatăl meu l-ați fi cunoscut, dar de acum îl cunoașteți și l-ați și văzut. Filip i-a zis atunci, Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns. Dar Iisus i-a răspuns, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și tu nu m-ai cunoscut pe mine. Cel ce m-a văzut pe mine, a văzut și pe Tatăl. Cum zici tu, arată-ne nouă pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le grăiesc eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care se lășluiește în mine, El însuși face aceste lucruri. Credeți mie că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Iar de nu, credeți mie pentru lucrurile acestea. Adevărat, adevărat vă spun vouă, că cel ce crede în mine, va face și el lucrurile pe care le fac eu. Și mai mare decât acestea va face, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere numele meu, aceea voi face, pentru ca Tatăl să se preamărească în Fiul. Orice veți cere numele meu, eu voi face. Dacă mă iubiți pe mine, păziți poruncile mele. Iar eu voi ruga pe Tatăl, și al Mângâietor vă va da vouă ca să fie pururea cu voi. Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Iar voi îl cunoașteți, căci rămâne la voi și va fi cu voi. Nu vă voi lăsa singur pe lume, ci voi veni la voi. Încă puțin timp și lumea nu mă va mai vedea. Voi însă mă veți vedea, pentru că eu sunt viu și voi veți fi vii. În ziua aceea veți înțelege că eu sunt în Tatăl meu și voi în mine și eu în voi. Cel care are poruncile mele și le păzește, acela este cel care mă iubește. Iar cine mă iubește pe mine, iubit va fi de Tatăl meu și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui. L-a întrebat Iuda, nu Iscariotean, Doamne, cum se face că nouă vrei să te arăți, iar lumii nu? Iisus i-a răspuns și i-a zis, dacă mă iubește cineva pe mine, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi pe el și vom veni la el și locașul la el ne vom face. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Dar cuvântul pe care l-ați auzit nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Acestea le-am spus vouă, fiind încă cu voi.
dar Mângâitorul Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, acela vă va învăța pe voi toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus. Pace vă las vouă, pacea mea dau vouă, nu precum de lumea vă dau eu vouă, să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze. Ați auzit că eu v-am spus că mă duc, dar iarăși voi veni la voi. Dacă m-ați iubit, v-ați bucura că v-am spus, mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât mine. Și v-am spus acestea mai înainte de a se împlini, ca să credeți cum se vor împlini. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine Stăpânitorul acestei lumi. El nu are nimic în mine. Dar lumea va cunoaște că eu iubesc pe Tatăl și precum Tatăl mi-a poruncit, așa fac. Sculați-vă să mergem de aici. Eu sunt adevărata tulpina viței și Tatăl meu este lucrătorul. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, El o taie, și pe orice mlădiță care aduce roadă, El o curățește, pentru ca și mai multă roadă să aducă. Acum voi sunteți curați pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate să aducă roadă de la sine însăși, dacă nu rămâne în tulpina viței, tot așa și voi, dacă nu veți rămâne în mine. Eu sunt tulpina viței, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Dacă vreunul nu rămâne în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare care s-a uscat și pe care o adună lumea, o aruncă în foc și arde. Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, cereți orice veți voi și se va da vouă. Dacă veți aduce roadă multă, pentru aceasta se va preamări Tatăl meu și vă veți face ucenici ai mei. Precum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, precum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea sa. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul cum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca viața lui să-și o pună pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc eu. De acum nu vă mai zic slujitori, căci slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu, vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, pentru ca Tatăl să vă dea orice veți cere de la dânsul în numele meu. Aceasta vă poruncesc vouă, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, gândiți-vă că întâi m-a urât pe mine. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi pe al său. Dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus vouă. Nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru îl vor păzi. Iar toate acestea le va face împotriva voastră, din pricina numelui meu, căci nu cunosc pe cel ce m-a trimis pe mine. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi grăit lor, păcatul nu ar avea. Acum însă nu au cuvânt de dezvinovățire pentru păcatul lor. Cel care mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. De n-aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a mai făcut, păcatul nu ar avea. Și totuși,
După ce le-au văzut, m-au urât și pe mine și pe tatăl meu, ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor, că m-au urât pe nedrept. Iar când va veni Mângâietorul, pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi pentru mine. Încă și voi mărturisi, pentru că de la început sunteți cu mine. Acestea vi le-am spus, ca să nu vă poticniți în credința voastră. Vă vor scoate pe voi din sinagogi și chiar va veni vremea când oricine vă va ucide pe voi, va crede că aduce slujbă lui Dumnezeu. Și acestea le vor face pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Iar acestea toate le-am grăit către voi ca să vă aduceți aminte de ele când va veni vremea, cum că eu vi le-am spus vouă. Dar acestea nu vi le-am spus vouă de la început, fiindcă eu eram cu voi. Acum însă mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni dintre voi nu mă va întreba unde merg. Dar pentru că v-am spus acestea, întristarea a umplut inimile voastre. Eu însă vă spun adevărul, că vă este de folos ca să mă duc eu, căci dacă nu mă voi duce eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Iar dacă mă duc, îl voi trimite la voi. Și el venind va încredința lumea de păcat, de dreptate și de judecat. De păcat pentru că oamenii nu cred în mine. De dreptate pentru că mă duc la Tatăl meu și nu mă mai vedeți. Iar de judecată pentru că stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am multe de spus vouă, dar acum nu puteți să purtați greutatea lor și când va veni acela Duhul adevărului, vă va învăța pe voi tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va vorbi ce i s-a spus și cele viitoare va vesti vouă. El pe mine mă va preamări, căci din ce este al meu va lua ca să vă vestească vouă. Toate câte are Tatăl sunt ale mele, de aceea am zis că ia din ce este al meu ca să vă vestească vouă. Peste puțin timp nu mă veți mai vedea. Apoi peste puțin timp iarăși mă veți vedea, pentru că eu mă duc la Tatăl meu. Atunci au zis unii dintre ucenicii săi între ei, ce poate însemna oare ceea ce ne spune, peste puțin timp nu mă veți mai vedea, apoi peste puțin timp iarăși mă veți vedea și eu mă duc la Tatăl meu. Deci ziceau, ce este acest puțin despre care vorbește? Nu înțelegem ce spui. Însă Iisus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis lor, vă întrebați între voi despre ceea ce am zis, peste puțin timp nu mă veți mai vedea, apoi peste puțin timp iarăși mă veți vedea. Adevărat, adevărat vă spun vouă, că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. Voi vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia când e să nască se întristează, fiindcă a sosit ceasul ei. Dar după ce a născut copilul, nu-și mai aduce aminte de durere, de bucurie că s-a născut om în lume. Deci și voi acum sunteți triști, dar iarăși vă voi vedea și se va bucura inima voastră. Și bucuria voastră nimeni nu va lua de la voi. Și în ziua aceea pe mine nu mă veți mai ruga de nimic. Adevărat, adevărat vă spun vouă, orice veți cere de la Tatăl în numele meu, voi da vouă. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Acestea vi le-am spus în pilde, dar va veni ceasul când nu voi mai vorbi vouă în pilde, ci pe față vă voi vesti despre Tatăl. În ziua aceea veți cere numele meu și nu zice eu voi ruga pe Tatăl meu pentru voi, căci însuși Tatăl vă iubește, pentru că voi m-ați iubit pe mine și ați crezut că eu de la Dumnezeu am ieșit. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume, iarăși las lumea și mă duc la Tatăl.
Au zis ucenicii săi, iată, acum vorbești deschis și nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că toate le știi și nu ai trebuință ca să te întrebe cineva. De aceea credem că de la Dumnezeu ai ieșit. Acum credeți? Le-a răspuns Iisus. Iată vine ceasul și-a și tocit. Ca să vă răspândiți fiecare la ale sale și pe mine să mă lăsați singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine. Acestea le-am grăit către voi, ca în mine pace să aveți. În lume necazul veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci a vorbit Iisus, astfel a vorbit Iisus, apoi și-a ridicat ochii săi către cer și a zis, Părinte, a venit ceas. Preamărește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te preamărească pe tine. Precum i-ai dat stăpânie peste toată pătura, pentru ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care tu i-ai dat lui. Iar viața cea veșnică este aceea, ca să te cunoască pe tine, singurul, adevăratul Dumnezeu, și pe Iisus Hristos pe care l-ai primit. Eu te-am preamărit pe pământ și am săvârșit lucrul pe care mi l-ai dat să fac. Și acum mă preamărește tu, Părinte, la tine însuți, cu slava pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume. Ai tăi erau și mi-ai dat mie și cuvântul tău l-au dorit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la tine, pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat, le-am dat lor. Iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine au ieșit și au crezut acum că tu mai ești. Eu pentru aceștia mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceștia pe care mi-ai dat, că cei sunt ai tăi, și toate ale mele sunt ale tale, și ale tale sunt ale mele, și m-am preamărit în ei. Mult nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Părinte Sfânt, păzește în numele tău pe cei pe care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele tău. Pe cei pe care mi-ai dat i-am păzit și niciunul dintre ei n-a pierit decât numai Fiul pierzării pentru ca să se împlinească Scriptura. Acum însă eu vin la tine și acestea le grăiesc cât sunt în lume pentru ca bucuria mea să o aibă de plină în ei. Eu le-am cunoscut, le-am dat cuvântul tău, dar lumea i-a urât pentru că nu sunt din lume, precum din lume nu sunt nici eu. Nu mă rog ca să iei din lume, ci ca să-i păzești pe ei de cel viclean. Ei nu sunt din lume, precum din lume nu sunt nici eu. Sfințește-i pe ei într-o adevărul tău, cuvântul tău este adevăr. Precum m-ai trimis pe mine în lume, și eu i-am trimis pe ei în lume. Și pentru ei eu mă sfințesc pe mine însuși, pentru ca și ei să fie sfințiți în adevăr. Dar nu numai pentru aceștia mă rog, ci și pentru cei care vor crede prin cuvântul lor în mine, ca tot să fie una, precum tu, Părinte, ești în mine și eu în tine, așa și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Și slava pe care mi-ai dat-o, eu am dat-o lor ca să fie una, precum noi una sunt. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip de săvârșit una și ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și i-ai iubit pe ei cum m-ai iubit pe mine. Părinte, voiesc ca unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat mie, ca să vadă slava mea pe care tu mi-ai dat-o, pentru că m-ai iubit mai înainte de întemeierea lumii. Dar, Părinte drept, lumea nu te-a cunoscut pe tine. Eu însă te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai primit.
Și le-am arătat lor numele Tău și îl voi arăta, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei și eu să fiu în ei.